Doamnelor și domnilor, eu sunt pentru prima dată în comuna dumneavoastră. Sunteți o comunitate deosebită. Îmi place să socializez, să interacționez cu dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră, mulți din țara asta noastră nu înțeleg niște lucruri, pentru că educația, învățământul și sănătatea sunt pe primul loc. Că dacă n-am fi sănătoși, n-am putea dansa. Da? Dacă n-am învățat, iar e rău. Ce nu înțeleg alții? Cultura, arta, tradiția, obiceiul, sportul nu are culoare politică. Să înțeleagă toți că dacă nu avem aici, degeaba. Omul sfințește locul. Încă o dată aplauze, că merită. Merită. Sunteți o comunitate deosebită. Și cu siguranță eu o să mai vin pe la dumneavoastră. Chiar nu sunt, dacă este în altă conjunctură. Poate aveți un botez, vreo cumetrie. Mă pricep și eu să cânt pe niceva. Da. Și că cine copilaș nu are, mare supărare are. Dar cine are, dragii mei, îndrumați pe această disciplină, pe această secțiune, pe această potecă, pentru că tradiția, folclorul ne-a reprezentat, ne reprezintă și ne va reprezenta întotdeauna la nivel internațional. Încă o dată felicitări maestrului coregraf, domnul Cristi Bălănaru. Merită, da? Și să aveți curajul, să aveți curajul să înființați la dumneavoastră în comună și o trupă de dansatori de vârsta a doua și vârsta a treia. Exact cum e colegul meu, coregraful Piciuște Vasile, care este cel mai tânăr din ansamblu Hora Siretului. Da. Bravo, Vasile! Da? Și acum dați-mi voie pentru vârsta mea sau a lui? Deci calea aproape 70. A mai crescut. O mai crescut cu doi ani acum. Da. Eu personal chiar sunt surprins de ce s-a organizat la dumneavoastră în comună și încerc permisiunea, chiar dacă am luat-o înainte. Haideți cu aplauze să-i mai auzim o dată vocea domnului primar. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Și cum tot ce-i frumos și tot ce-i bun se termină odată, programul s-a terminat, urmează să vină jurul și tot de premiile. Bineînțeles că nu pot să trec peste moment și să nu mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Și aici, așa, încerc să fac o clasificare. În primul rând, domnul Plănaru este cel care a reușit să pună tot acest mecanism prin care s-a ajutorul nostru. Dar el este cel care a mișcat acest mecanism. Și bineînțeles că mare majoritatea mulțumirilor se bucă pe el. Școala, fără școală, să știți că nu putea să facem ceea ce s-a întâmplat astăzi, fără școală, nu puteam. Și aici, inclusiv pe elevi, în primul rând copiii noștri, în al doilea rând cadrele care s-au implicat, domnul director, clar, și, bineînțeles, și asociația de părinți și profesori, Mănăstirea Cașin, care are avut un rol extraordinar în a organiza festivalul de astăzi. Promisiunea mea este și dorința mea este ca acest festival să continue și anul viitor, pe ediția a doua, care să fie mult mai amplă și mult mai frumoasă. Și sper să nu rămână doar o dorință. În rest, mulțumesc foarte mult participanților de astăzi, doamnelor și domnilor,
profesor coordonator și instructor, vă mulțumesc pentru informul pe care l-ați făcut astăzi de a fi prezent aici. Ne-ați onorat prezentă noastră și sper că și am viitor vedeți un oraș, vă așteptăm cu drag. Din punctul meu de vedere, sunt mulțumit de atâta timp cât aud în jurul meu că dumneavoastră a fost mulțumit de programul de astăzi. Și doresc succes, da? De acum trebuie să mergem la premii, să vedem care vor fi premiați. Mulțumesc mult, încă o dată, mulțumesc. Observați și dumneavoastră la ce nivel a fost acest festival, pentru că juriu greu se decide pe cine să premieze. Cred că prima dată pe mine o să mă premieze. Așa, 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 chiar de vreodată, coi, vreodată, așa, de dragi, dar de fapt, hai să-ți este drogă.
ună mai eu, de pe pământul voi e când de pe voi am gândit la o zis așa. Să nu mai așa, voi este fiți tot, voi este fiți tot, mai e fost așa așa. Pentru mă la ună mai eu, de pe pământul voi e când de pe voi am gândit la o zis așa. De ce și tot a strâncat cu ură? La Găiești,
deja au o invitație de la Treviso și Veneția pentru la anul. Datorită muncii lui, au obținut această invitație. Vreau să-l aplaudați! Vă mulțumesc frumos! Vreau să vă mulțumesc tuturor prezenți aici, că ați fost alături de noi. Vreau să mulțumesc părinților acestor copii, că îi lasă să vină la dansuri și îi ajută. Și bineînțeles, vreau să le mulțumesc copiilor care în ultimii 2 ani au depus o muncă. Noi avem 2 ani de la înființare, pe 20 octombrie am făcut 2 ani de la înființarea ansamblului. Și vreau să le mulțumesc că depun o muncă fantastică. Să știți că dacă veniți una de la repetiții, o să vedeți baltă pe jos de la transpirația lor, așa că îi felicit pentru ceea ce fac și le mulțumesc. Eu doar doi lucruri mi vreau să ofer. Domnul e Piciușcă, ne cunoaștem de 50 de ani, aproape, și oferim pentru autenticitate, pentru felul cum se implică în actul artistic, pentru ce te-ai mai zis. La fel, pentru originalitatea cuvintelor din cântecele frumoase românești. Felicitări, maestri! Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată mă bucur că am participat astăzi. Mulțumim jurului, organizatorilor, dragi părinți, încă o dată, îndrumați-mă pe copii către aceste activități. Mulțumim! Sănătate tuturor și succes! Pentru domnul primar am spus că oferim o diplomă de cel mai desprezat primar. Nu avem scrisă, vreau așa să o scriu cu litere frumoase. Ceva special, dar până atunci să spun ce am vrut să zic la Sfânt Andreu. Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor frumos, creștin și educat, cum să nu fie adevărată religie, iubirea de patrie? Și cum să nu ridici frutea asemenea marilor înaintași, mândru că pot spune sunt român. Un român adevărat este domnul primar a preotezii. Felicitări, domnul primar! Da, ne cerem scuze pentru întrerupere. Aproape de fundal a fost un scurt început și a fost întrerupere astea ca o fară transformatoare. Acum suntem pe generator, putem desfășura activitatea, de fapt să o încheiem în întrerupere. Da, mai departe, domnule Irașan. Dăm cuvântul doamnei profesoare, decantă, Mihaela. Bună seara, vă spun și eu. Mulțumesc tuturor organizatorilor. În primul rând am avut onoarea să fiu în mijlocul vostru. O echipă atât de unită în tradiție. Mulțumesc și felicit organizatorii pentru calitatea acestui festival. Premierea va începe cu secțiunea coreografie. Bănesc că sunteți nerăbdători să aflați rezultatele muncii voastre. Premiul al doilea este obținut de ansamblu Florile Satului. Domnul domnul Ioachim, coregraf, domnul Biciușcă Vasile. Vatra satului Scorțeni. Să fie completă denumirea. Așteptăm premianții pe scenă. Sau un delegat al ansamblului. Sigur, felicitări. Felicitări. Bereșteanca, domnul Lungu Marian, coordonator, școala gimnazială Berești al Zău, felicitări! Felicitări, domnul Marian! Premiul întâi se oferă ansamblului Românașii, școala gimnazială Burești, Vasile Cârban, domnul Cernac Carmen, coordonator, felicitări!
Teatrului Păuna și Școala Gimnazială Generală din Brașov, Acordul. Coordonator doamna Muncina Alina, secțiunea 14-25 de ani. Premiul întâi se acordă elevei Stanciu Alesia, ansamblu Mândre Trădușene,
coordonator Comunești Gabriela, solist vocal 10-14 ani. Premiul întâi se acordă elevei Cernac Maria Mirabela, ansamblu Florile Satului, Școala Gimnazială Scorțeni. Solist vocal categoria 10-14 ani. Premiul întâi se acordă elevei Lieș Lavinia Gabriela, domnul Drăgan Petrică, coordonator, solist vocal 10-14 ani. Ansamblu Bobocul din Bacău. Mulțumim, felicitări! Se acordă premiul întâi elevei Curteanu Larisa, ansamblu Păuna și doamna Muncila Alina, coordonator, categoria 10-14 ani. Premiul întâi se acordă elevei Lisculă Cătușu Andreea, ansamblu Păuna și școala gimnazială Cordul, doamna Muncila Alina, felicitări, solist vocal 10-14 ani. Premiul întâi elevei Dămoc Denisa, ansamblu Hora Siretului, școala gimnazială Săucești, categoria 14-25 de ani. Premiul întâi se acordă elevei Cojocaru Mihaela, ansamblu Hora Siretului, Săucești, coordonator domnul Dămoc și domnul Biciușca, solist vocal, categoria 14-15 ani. Felicitări! Succes mai departe! Se acordă elevei Bentia Diana, ansamblu Hora Siretului, Săucești, categoria 14-25 de ani. Premiul întâi se acordă doamnei Spoială Brândușa Maria din Dofteana. Coordonator doamna Șalaru Maria, categoria 14-25 de ani. Vasile Biciușcă și ansamblui Valea Siretului Săucești.
Sfântea Ioana de la ansamblul Mungurașii Mănăstirești. Sărit de ansamblul Mungurașii Mănăstirești. Coordonator, profesor doamna preoteasă Diana și pedagog Cristian, solist vocal categoria 14-25 de ani. Felicitări! Și acum avem premiile, trofeele acestui festival pentru rezultatele deosebite, calitatea, profesionalismul și virtuozitatea interpretării coregrafice. Acest trofeu se va da pentru categorie de vârstă, coregrafie pe categorie de vârstă și trofeul festivalului. Începem cu o categorie grea, categoria 6-10 ani. Trofeul secțiunii se acordă ansamblului Zdăbuleanca. Coordonator domnul Dămoc, la timp coregraf domnul Biciușcă Vasile, felicitări!
domnul Bogdan Petrică, pentru categoria coreografie, 14-25 de ani. Invităm artiștii să vină în scenă. Mulțumim frumos! Aceștia sunt premianții primei ediții a Festivalului de Etnografie și Folclor Regina Maria Mănăstirea Cașin. Tuturor profesorilor care au fost alături de noi și care au răspuns prezent invitației noastre. Vreau să mulțumesc domnului director de la școală și, bineînțeles, profesorul de la școală din Mănăstirea Cașin, care, fără dâns și sincer, nu putem să ne... n-am putea să ne facem treaba, n-aveam avea locul unde să facem treaba și n-am fi înțeles. Suntem foarte înțeleși. Mulțumesc colegii mele, doamna Diana, Diana Preotese, care la fel, fără dânsa nu am putea continua. Și, bineînțeles, că mulțumim primăriei, Consiliului Local și domnului profesor, care de la dâns nu știu tot ceea ce știu. Domnul maestru coregraf, Francis Chenășel, care de prin anul 2000 a venit la liceul cu Căgan Sportiv și mi-a zis: băiete, dacă vrei să... am văzut un dansam brașovean ca și o horă și a zis: băiete, dacă vrei să vii, de marți te aștept la ansamblu Folclorii Doi la Totuși. Îi mulțumesc frumos pentru întrebarea asta. Eu vă mulțumesc vouă. Am aici pe scenă pe domnul Cristi Blănaru, Marian Lungu, care mi-a fost elev, cu ei am mers în Olanda, în Italia, în Franța, mai este Stanciu Geta, este în sală, o salut, o invit în scenă și pe ea, a fost, este sufletul ansamblului Răzeștelui Ștefan, și pentru că, da, și domnul Grigori, coleg de dansuri, sigur, și Cristi, eu și el este, da, da, sigur, îmi cer scuze că am omis. Și pentru că Cortina cade, noi vă mulțumim pentru condițiile frumoase care au fost oferite de organizatori. Ați văzut că aici am avut cântece și dansuri de pe Valea Trotușului, pe Valea Cașinului, de pe Valea Bistriței, a Siretului, sigur. N-ați văzut atât de multe dansuri, ore de mână, coroghește, de la Temelie, de la Berzunț, foarte frumoase, dacă ați fost atenți. Zdrăbuleanca a fost jumătate de joc. Pe urmă, am văzut la cei de la Mănăstirea Cașin, au avut Moșneguțul, unde nu se mai dansează, dar ei l-au dansat foarte frumos. Pădurețul, Floricica de la de mai multe feluri s-a dansat. Felicitări, oricum, pentru toți. Și să mai spun ceva tot de George Breazu. El muncește dorul. El cuprinde veselia. El minunează vreo faptă măreață. Românul își cântă bucuria, tristețea, eroii neamuri. Și astfel sufletul său este un izvor nesecat de apă vie. De asta suntem noi pe scenă, pentru că avem ce să spunem copiilor din materialul care l-am avut și noi de la strămoșii noștri. Felicitări încă o dată organizatorilor! Nu putem încheia acest festival
fără să mulțumim, pentru că toți suntem la capitolul mulțumiri, colegilor noastre, Lazar Ionela și Moraru Alisa, vă invit aici pe scenă, care s-au implicat 100% astăzi în desfășurarea festivalului. Hai, poftiți! Valoarea acestui festival concurs, nu numai de faptul că a durat mult deliberarea, ci și pentru că ați văzut, totul a fost la nivel maxim, la superlativ. Noi sperăm să colaborăm cu dumnealor și la ediția de anul viitor, dacă ne ajută Doamne, Doamne, să putem organiza. Probabil că la nivel județean, nu știu, ne mai gândim, să ajungem până atunci. Mulțumim foarte mult! Avem nevoie doar de curaj. Se spune că curajul este o formă superioară de manifestare a simțurilor. Aici sunt curajos cei care locuiesc în Mănăstirea Caștii, de la primar, de la profesor, director, oameni minunați care au aur în suflet. Am observat că era sala plină. Mai rar ni se întâmplă să vedem așa de lume, de toate categoriile, și copii, și profesori. Mai cunoșteam și eu ceva de aici, dar a fost minunat. Și aș vrea să vă spun totuși, am fost anul trecut la un festival neamul românesc, Ștefan cel Mare și Sfânt, în Republica Moldova. Și cu o fată, o văd aici, cu Alexia, vino Alexia încoace. Ea a luat marele trofeu la Chișinău și acolo am spus eu cam așa. Cum să împart, Doamne, o țară în trei și în două același neam? Cum să împart pe Ștefan Vodă, ca pe un lan divit cu maci, cât de unic precum munții și străbunii noștri dați? Cum să împart pe Eminescu, ca pe un râu ce curge lin, cât de unic precum munții și stăpânii lor? Iartă-mă de Doamne Sfinte că nu pot să mă împărțesc. Mai împărți o pâine pentru cei ce jândesc. Și apoi nici nu vreau să mă împart. Cam așa spuneam eu anul trecut. Și hai să ne cânte la rece melodia care a cântat-o acolo însă. Pentru cei din Chișinău. Te rog frumos. Nu ce spuneam unde. Da. Mă gândesc cu neamul meu, tairarira, ei din unici la Chișinău, tairarira. Mulțumim, mulțumim! Avem emoții toți! Cu aceasta, da, festivalul, prima ediție a luat sfârșit. Încă o dată mulțumesc organizatorilor. Toți au fost la superlativ. Felicitări!